Săptămâna începe cu veste proastă pentru șoferi. Carburanții continuă să se scumpească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că mâine prețul pentru un litru de benzină va fi mai scump cu 21 de bani, în timp ce un litru de motorină va costa cu 7 bani mai mult. Detalii la acest subiect aflăm de la colega mea, Nadia Mihuță. Bun găsit, într-adevăr, prețul carburanților continuă să crească, iar șoferii vor fi nevoiți mâine să scoată din buzunare mai mulți bani pentru a-și alimenta mașinile. Potrivit ANRE, un litru de benzină va costa 26 de lei și 27 de bani, adică cu 21 de bani mai mult decât astăzi, iar un litru de motorină va fi 27 de lei și 70 de bani, mai scump cu 7 bani decât astăzi. Specialiștii susțin că scumpirea combustibililor este cauzată de tariful mare al produselor petroliere pe bursa internațională, iar nivelul prețurilor la combustibile în Republica Moldova este unul din cele mai mici din Europa. La rândul lor, reprezentanții ANRE dau asigurări că monitorizează corectitudinea calculării zilnice a prețurilor la carburanți. Acestea sunt informațiile deocamdată. La revedere!